Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru sâmbătă, 10 aprilie. Și acum hai să vedem pentru această zi de sâmbătă, în care Mercur o să facă sextil cu Saturn și Venus o să facă sextil cu Jupiter, ce energie o să iasă pentru toată lumea pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Avem niște cărți foarte frumoase și foarte benefice astăzi. Înainte să intrăm în interpretarea de tarot, hai să vorbim puțin despre aspectele astrologice ale zilei. Mai întâi, sextilul dintre Mercur și Saturn. E un aspect frumos, e un aspect pozitiv între planeta comunicării și planeta restricțiilor, între cea mai rapidă, agilă și agitată planetă din astrologie și cea mai stabilă, cea mai rigidă și cea mai malefică, la urma urmei, planetă din astrologie. Aici, acest sextil ne arată că va fi o zi bună pentru a vă pune ordine în gânduri. Pentru elevi, studenți, e o zi foarte bună ca să învățați, pentru că orice o să studiați astăzi o să se lege mai rapid de voi, o să înțelegeți mai bine lucrurile și o să fie niște concepte pe care nu o să le uitați de grabă. Prin urmare, dacă aveți de învățat pentru un examen, pentru un test, profitați de energia acestei zile ca să studiați toată ziua dacă se poate și o să fie un lucru foarte benefic pentru voi, o să mulțumiți în viitor. Pentru cei mai maturi, mai adulți, e o zi foarte bună dacă vreți să scrieți ceva, să editați video, să faceți un plan de afaceri, să publicați anumite materiale pe internet sau poate chiar într-un ziar, într-un format fizic tipărit. O zi foarte bună ca să învățați skill-uri noi. Nu știu, vreți să învățați cum să folosiți un program pe calculator, vreți să învățați să vă descurcați mai bine cu telefonul mobil, orice vreți să învățați, orice nou skill, nouă abilitate vreți să dobândiți, astăzi este ziua ideală ca să faceți acest lucru. Mai ales că avem aici și sextilul dintre Venus și Jupiter, dintre micul și marele benefic, și asta ne arată că toate aceste activități de învățare, de creșterea competențelor, o să vă aducă beneficii pe termen lung și e posibil să vă aducă chiar și beneficii materiale în timp. Bun, și acum revenind la cărțile de tarot, hai să le luăm pe rând. Mai întâi, pe partea de dragoste, avem aici zecele de monede, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre stabilitate, despre ajutor de la familie, de la prieteni, de la oamenii care vă vor binele și care vă susțin. Aici, cu zecele de monede, pentru o parte dintre voi, astăzi e posibil să oficializați relația. Indiferent ce înseamnă asta pentru voi, fie că mergeți și vă prezentați iubitul, iubita părinților, fraților, prietenilor, fie că vă mutați împreună, că vă logodiți, vă căsătoriți, vă cumpărați o casă, că vreți să vă întemeiați o familie, oricare este următorul nivel de stabilitate pentru voi, pentru situația voastră particulară, zecele de monede este energia ideală ca să aducă acest lucru în viața voastră. Pentru cei singuri, aici e posibil să cunoașteți pe cineva prin intermediul familiei, să vă prezinte fratele, sora, părinții, unchii, mătușii, verișorii, să vă prezinte pe cineva cu care e posibil ca în viitor să începeți ceva serios. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, zecele de monede este momentul ideal ca să aveți acele discuții serioase despre direcția în care se îndreaptă relația voastră, despre planurile voastre de cuplu pentru viitorul apropiat și pentru viitorul îndepărtat. Prin urmare, astăzi nu ezitați să aveți aceste conversații, mai ales că sunteți susținuți de sextilul dintre Venus și Jupiter, care în astrologie, în interpretările acestea de dragoste, reprezintă femeile și bărbații. Aici puteți să aveți foarte mult succes dacă aveți aceste discuții astăzi. Să obțineți exact ceea ce vă doriți. Pe partea de sănătate avem aici regina de săbii, o regină foarte analitică, foarte bine structurată, foarte echilibrată, care tot timpul își face liste pro și contra, care tot timpul studiază toate datele problemei înainte de a lua o decizie, înainte de a acționa. Pe partea de sănătate, cum se aplică asta pentru voi? E foarte important să nu vă pripiți, să nu luați decizii în grabă și să nu vă aplicați singuri anumite tratamente, anumite terapii. Astăzi, mai mult decât în alte zile, e foarte important, dacă aveți o problemă de sănătate, să apelați la un specialist, la un medic, la un terapeut, să nu luați tratamente după ureche, pentru că nu o să aducă lucruri bune în viața voastră. Astăzi evitați să căutați pe Google simptomele pe care le aveți, pentru că o să vă speriați de ce rezultate o să vă dea internetul, o să vă bage în sperieți rezultatele de pe internet, da? Apelați la persoane avizate, pentru că cu această energie de regină de săbi aveți șanse foarte mari să găsiți medicul, expertul, terapeutul care o să fie capabil să vă și explice pe înțelesul vostru exact care-i problema, care-i sursa problemei și ce e de făcut ca să reparați problema aceasta de sănătate. Un alt lucru important cu care vine regina de săbi este să nu vă fie frică să puneți întrebări, să nu vă fie frică să vorbiți, să comunicați și atunci când simțiți că ceva nu e ok, să insistați ca să fiți luați în seamă, să fiți băgați în seamă. Regina de săbi este o regină foarte puternică din acest punct de vedere, este regina din tarot care nu se lasă manipulată, nu se lasă manevrată, care știe ce își dorește și care nu se lasă până nu obține acest lucru. Și aici, cu energia reginei de săbi, este foarte important ca voi să luptați pentru voi înșivă, să vă puneți pe voi pe primul loc și atunci când mergeți la medic, când mergeți la spital, când mergeți la un tratament, la un terapeut, să spuneți ce aveți de spus, să explicați cu cât mai multe detalii, cu cât mai multe amănunte care este problema voastră de sănătate. Bun. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici o arcană majoră, justiția, cartea care în tarot este conectată cu zodia balanței. Prin urmare, dacă sunteți balanță, fiți foarte atenți la acest mesaj. Justiția ne vorbește și despre echilibru, despre ce e corect, ce e drept, ce e just. Și astăzi, mai mult decât în alte zile, fiți foarte atenți la afacerile pe care le faceți. Asigurați-vă că totul este ca la carte, asigurați-vă că aveți un contract, că primiți o factură, că primiți o chitanță, pentru orice ban îl scoateți din buzunar, asigurați-vă că o să primiți chitanța, nu faceți lucrurile la negru, nu acceptați colaborări în care sunteți plătiți la negru. Astăzi nu e momentul în care să acceptați aceste oferte, pentru că nu o să vă aducă lucruri bune. O să fiți taxați mai devreme sau mai târziu. Aici, cu justiția, sunt foarte bine aspectați astăzi toți cei care lucrează în domeniul legal, notari, avocați, procurori, judecători, toți cei care scriu legi, care propun legi și toate contactele cu persoane care lucrează în acest domeniu legislativ. Dacă aveți o problemă pentru care vreți să contactați un avocat, astăzi este ziua ideală să găsiți această persoană. Dacă trebuie să legalizați niște acte la notar, astăzi este ziua ideală să faceți aceste demersuri. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj suplimentar de la aceste carduri de înțelepciune, de la aceste cărți oracol. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și de asemenea nu uitați să vă uitați și la celelalte videouri de pe canalul meu de YouTube. Și acum hai să vedem, mesajul pentru această zi de sâmbătă pentru toată lumea este următorul. Creez convingeri noi și minunate pentru mine însumi. Viața e foarte simplă. Îmi creez experiențele după tiparele mele de gândire și simțire. Ceea ce cred despre mine însumi și despre viață devine real pentru mine. Un mesaj foarte frumos care ne descrie unul dintre conceptele din legea atracției, aplicați-l cu încredere în viața voastră de zi cu zi și o să vedeți cum realitatea voastră o să se schimbe într-un mod absolut minunat. Dar, bineînțeles, mai întâi trebuie să începeți cu schimbarea din interior, din gândurile voastre, din felul în care vă vorbiți vouă înșivă în fiecare clipă, din fiecare zi, da? Din acel discurs interior care tot timpul se desfășoară neoprit în mintea noastră, în interiorul nostru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!